Astăzi, de la ora 17, la galeriile de artă ale Centrului Județean de Cultură și Artă, a fost deschisă oficial expoziția Tradiție și Modernitate. Avem o expoziție a unui concurs național, Concurs Național de Artă Textilă și Etnografie, unde expun cam 25 de palate și cluburi ale copiilor din țară. Concursul Național de Artă Textilă și Etnografie s-a desfășurat pe mai multe secțiuni, iar creațiile copiilor care au fost premiate sunt expuse pe simezele galeriilor de artă. Păi avem mai multe secțiuni. Secțiuni de artă populară, țesături, cusături și, bineînțeles, și modernitate, după cum spune și titulatura concursului Tradiție și Modernitate, adică design vestimentar, artă decorativă, tapiserii în tehnici diferite și alte decorațiuni, păpuși, mă rog, veniți să vedeți! Imaginația și creativitatea copiilor nu au limite, iar lucrările din expoziție o dovedesc cu prisosință. Aici avem artă populară, cusături, în special de la Buzău, dar avem și de la Ordoheiu Secuiescu, o tehnică foarte frumoasă, tot cusături cu lănțișor. Aici avem țesături în păr de capră, lână, măști, de la Târgu Neamț, de la Clubul Copiilor din Târgu Neamț, și ne bucurăm, zic eu, de lucrări de calitate. În expoziție pot fi văzute și obiectele premiate în cadrul secțiunii Lada de Zestre a Bunicii din cadrul concursului, obiecte tradiționale moștenite de la bunii și străbunii copiilor. Și în acest mod se dorește ca valorile artei populare românești să nu se piardă sau să fie falsificate, ci să fie transmise generațiilor viitoare în forma lor autentică. Expoziția Tradiție și Modernitate va fi deschisă până pe 18 iunie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 16:30.